Bun găsit, sunt Urania și vă dau întâlnire la o nouă ediție a magazinului astrologic intitulat Uranisima. Ne vom ocupa de răstimpul cuprins între 29 aprilie și 5 mai, o perioadă marcată de două evenimente inegale ca importanță și greutate ori semnificație astrologică. Primul dintre ele este legat de traseul planetei Pluton, care în ziua de 2 mai va intra în mișcare aparent retrogradă, în care va rămâne 5 luni și jumătate, adică până pe 11 octombrie, când își va relua traseul direct de la 27 de grade și 53 de minute Capricorn, ceea ce înseamnă că în contextul acestei retrogradări, în luna mai, va părăsi vărsătorul lucru care vă este cunoscut, am vorbit frecvent despre această situație și asupra planetei Pluton voi reveni imediat. Să ne ocupăm de al doilea eveniment al săptămânii viitoare, care este legat de lună. Aceasta se va afla în postura de lună plină în Scorpion, în ziua de 5 mai, spre seară, când se va afla în opoziție cu Soarele în Taur la 14 grade și 58 de minute. De obicei, o lună plină în scorpion nu e motiv de bucurie, este un motiv de îngrijorare, de stres, de preocupare. Nu are chiar cel mai bun nume și faima ei s-a construit în timp pentru că s-a legat de o serie de evenimente cu o semnificație aparte, cu o greutate specifică în plan uman, social sau la nivelul evenimentelor esențiale, importante. Mai este de menționat, deși unii nu cred, nu contează, totuși noi ne facem datoria să menționăm faptul că pe faza de lună plină în Scorpion din Antichitate încoace, cei care se ocupau de farmece abia o așteptau. Este considerat momentul vulnerabil pentru foarte multe zone de pe pământ, dar și pentru câmpurile de protecție ale unor oameni, indivizi, persoane sau grupuri mari de oameni care pot să fie în felul acesta atacați prin diferite meniri nefericite prin tot felul de practici care să aducă asupra acelora, în plan individual sau colectiv, boală, situații complicate, distrugere. Este evident că în acest context se leagă semnificația, în primul rând, a zodiei, apoi forța puternică pe care o exercită luna în plan afectiv și mai ales magnetic. Vorbim de magnetism astral. Acum, depășind acest moment și presupunând că Lucrurile nu țin chiar ca în antichitate de ordinul acestor superstiții, credințe, convingeri. Trebuie totuși să recunoaștem că este un tranzit greu. El este apăsător în plan psihic, induce transformări sufletești de moment, și acestea, chiar dacă încep cu o zi înainte și se amplifică în acea perioadă și continuă și ziua următoare, nu sunt de natură să fie ignorate. Uneori chiar este greu să fie și ținute sub control, sunt persoane mai sensibile, mai vulnerabile, care în acele momente pot să trăiască într-un fel disproporționat, amintiri sau evenimente cotidiene cu iz neplăcut. Unii pot să plângă mai repede, alții să se supere, să se îngrijoreze, Conotația generală este de amplificare a acestor trăiri și de eco asupra stării organice. Este un moment în care în zodia Taurului avem trei planete, Soare, Mercur, Retrograd și Uranus, precum și nodul Nord al lunii, sensul vieții. Teoretic se poate glosa mult, sunt Mecanisme astrologice de interpretare care se axează exclusiv pe fazele lunii: luna nouă și luna plină, eventual pătrarele. Este de altfel și tipicul astrologiei arabe, străvechi, care nu lucrează cu planete, lucrează cu stele fixe și dacă e să intereseze ceva din corpurile cerești, atunci nici măcar soarele nu este foarte important, ci luna. Luna este luată în calcul și pentru diferite. Indicații pe care le poate da cu privire la felul în care se poate porni sau se poate sfârși un eveniment. De exemplu, a pleca la război, a începe un atac, a pune bazele unei construcții. Este destul de greu de spus, în măsura în care Zodia Taurului este una a fundamentului, a bazei tuturor lucrurilor, în ce măsură această fază de lună plină poate să afecteze într câtva. Îi este greu unui astrolog să spună că nu are nicio importanță, pentru că nu e chiar așa, dar este și greu să se cuantifice până unde va merge această stare nemulțumitoare, distructivă, vulnerabilă, care lucrează subtil, discret, în ascuns sau pentru neric. Cert este că în plan uman noi trebuie să fim mai atenți și să fim și avertizați pentru că în preajma datei de 5 mai se va alcătui un context astral mai greu de suportat, care va fi tradus prin tot felul de stări organice și psihice, care vor fi mai intens resimțite de către cei care au un tablou clinic încărcat, sau de către cei în vârstă, sau chiar de către copii care sunt foarte vulnerabili la această încărcătură astrală. Aș vrea să mă întorc însă la Pluton cu care am început comentariul nostru la această rubrică și să vă dau o explicație pe care simțeam nevoia să vă o dau de mult, dar acum este cazul, pentru că Pluton se pregătește să iasă din peisaj, după cum bine știți. Îmi fac speranța că încă vă mai este proaspăt în memorie atitudinea mea față de prezența planetei Pluton învărsător. Ca astrolog, nu am ignorat-o, dar nici nu am transformat-o într-un eveniment monden. Am spus mereu că e nevoie de măsură și nu trebuie să exagerăm transformând acest pasaj în ceea ce el nu e sau nu poate fi. Vă spuneam că va intra în mișcare aparent retrogradă pe 2 mai și va sta 5 luni și jumătate. Este tipicul acestei planete. Ea de obicei stă spre 6 Luni de zile în mișcare aparent retrogradă, deci nu este nimic anormal, decât că fiind o durată semnificativă, importantă, ea poate să-și încurce o serie de lucruri pe care le-a declanșat, să le oprească în evoluție, nu le deturnează, doar le blochează sau le fixează și mai bine la gradele la care s-a produs acea secvență. Un grad sau altul are o semnificație aparte. Există o interpretare în astrologie care se cheamă grade sabiene. Ele nu sunt un set de interpretări care să aparțină unei persoane, deci nu există o viziune unică nu există decât o singură accepțiune a unui grad sabian, există foarte multe interpretări, depinde la care dintre autori și la care dintre ipostaze, pentru că sunt și interpretări ale acestor simboluri sabiene din perspectivă ezoterică, din perspectivă mistică, din perspectivă religioasă, din perspectivă angelică și așa mai departe. Așadar, am păstrat măsura cu privire la importanța șederii de aproximativ două luni în vărsător a acestei planete. Eu zic că am tratat-o cu măsura cuvenită și cu precizările pe care iarăși bănuiesc că în dumneavoastră încă le aveți bine în memorie și anume faptul că va mai reveni o dată în vărsător la începutul lui 2024 și se va instala definitiv la sfârșitul lui 2024. Acum despre această planetă se vorbește în chip inegal. Pentru noastră, care aveți parte de niște viziuni personale ale celor care lucrează în acest domeniu cu un corp de informații și cu o viziune, nu este poate suficient de cunoscut faptul că, de-a lungul timpului, această planetă a trecut prin niște încercări și că, de fapt, lucrurile nu stau chiar așa cum credem noi. Sigur, e interesant și face o emisiune mai frumoasă și mai pompoasă dacă începi să vorbești despre ce poate să facă această planetă care începe să fie încărcată cu toate virtuțile sau din potrivă cu toate pericolele. Eu vă dau informația nudă și la un moment dat veți înțelege de ce există o logică și o nevoie în a pune măsură în felul în care ne raportăm la această planetă. În primul rând că ea nu e cunoscută din antichitate încoace, ea a fost antecalculată. Există o formulă în astronomie de a intui, de a bănui, pe baza unor calcule, poziția unei planete. Așa au făcut toți astronomii, și de-a lungul timpului aceste planete au fost vizualizate, identificate, și ele au corespuns cu niște antecalcule. Așa a procedat și Galileo Galilei. Când a descoperit niște asteroizi, așa s-a procedat și când a fost descoperită planeta Neptun și planeta Uranus. La fel s-a întâmplat și cu planeta Pluton. Ea a fost anticipată prin calcule și cercetări astronomice și formulată ipoteza existenței ei într-un anume loc pe Bolta Cerească, în preajma lui 1916, dar acel astronom a murit și n-a putut să ducă mai departe cercetarea și nici măcar nu a putut să trăiască să vadă confirmarea acestei ipoteze. Ceea ce a anticipat acest astronom a fost reluat de un alt personaj mult mai tânăr care în februarie 1930 a descoperit-o cu adevărat a identificat-o, a confirmat anticiparea antecesorului său și i s-a dat onorul cuvenit. Așa se procedează în astronomie. Cel care descoperă un corp ceresc are parte de un gest special de confirmare, de creditare. Astfel că, deși a fost descoperită în februarie 1930, a fost declarată oficial pe 13 martie 1930. 13 martie fiind ziua de naștere a părintelui ei, descoperitorul. Așadar, ea intră în cataloage, în atlase și în mape pentru specialiști din 1930. Ceea ce o să vă mire este faptul că nu a intrat în conștiința astrologilor atunci. Practic, au trecut câțiva ani, unii au auzit, alții nici n-au știut foarte bine despre ce este vorba. În astronomie există un obicei, un corp ceresc când este descoperit primește niște definiții, o fișe de identitate și un nume provizoriu care este un număr sau o combinație de litere și cifre. Firește că, la un moment dat, ea a trebuit să fie și botezată și au existat mai multe sugestii. S-a formulat numele de Minerva, cu a doua variantă a fost Erebus, până la urmă am vins propunerea unei fetițe de 11 ani care a sugerat să-i se spună Pluton. Unii se vor întreba câtă seriositate este în acest demers și noi să luăm de bună propunerea unei fetițe, acceptarea acestei propuneri, mai mult sau mai puțin hazardate sau în cunoștință de cauză și să facem o întreagă filozofie raportându-ne la semnificația lui Pluton, cel din mitologia greacă. După cum bine știți, în corpuri cerești descoperite în spații geografice extraeuropene, adică în lumea arabă, în lumea chineză, în universul sud american, civilizații astece și așa mai departe, și poartă numele unor divinități de acolo. Unii ar spune că este un hazard și că noi facem prea multă teorie și filozofie, având în vedere că legătura între planetă și nume nu reprezintă o concordanță nici filozofică, nici ezoterică, nici materială, nici istorică cu ceea ce este personajul din mitologia greacă. Sigur că se deschide un culoar foarte mare de interpretare. Cert este că la câțiva ani după aceste evenimente a intervenit al doilea război mondial, cu toate consecințele. Războiul a durat destul de mult și, din punct de vedere astrologic, ea a început să fie luată în serios, planeta, și a început să fie cercetată cam după 1960. De aceea, în cărțile vechi, mai vechi, de dinainte de cel de-al doilea război mondial, nu veți găsi trecută planeta Pluton. Ea nu este invocată, nu sunt trecute efemeridele, nu este descrisă, nu este luată în calcul pentru niște tranzite sau pentru niște analize astrologice. Ea este, să-i spunem așa, un fenomen al lumii moderne, al astrologiei moderne și de altfel trebuie spus și că sunt foarte multe școli de astrologie care nici nu o iau în calcul, o ignoră în totalitate. Nu interesează, nu discută despre ea, nu impresionează. Sunt, de exemplu, școala franceză, școala germană, școala americană de astrologie, școala britanică, dar sunt și școlile orientale. La noi s-a petrecut un fenomen pe care l-aș denumi derapaj, o alunecare, o cădere așa în păcat și s-a concentrat foarte multă inteligență și activitate speculativă în jurul acestei planete. Dar, dacă noi ne punem față în față cu ceea ce se întâmplă cu adevărat pe plan mondial, vom vedea că alții ridică din numeri, ridică din sprâncene pe ideea ce aveți ce v apucat, de ce atâta te În sfârșit, lucrurile aveau să capete o turnură dramatică. După ce ea a fost recunoscută ca planetă, o planetă îndepărtată, mică, lentă, s-a descoperit celebra bandă a lui Kuiper. În acel moment s-a reconfigurat percepția astronomilor, să spunem și astrologilor, cu privire la limita planetelor, la marginea pe care o poate atinge zona de cercetare a acestor planete și a segmentelor care sunt cuprinse și parcurse de aceste planete în mișcările lor de revoluție. Ele sunt considerate corpuri cerești marginale. Nu e de neglija faptul că unii au contestat statutul de planetă a lui Pluton. În momentul în care însă s-a descoperit această bandă ipăr care a pus în evidență existența și altor corpuri cerești, cum ar fi Eris, Ceres sau Machemache. Machemache, de altfel, Trebuie spus că a fost comentat de noi într-o emisiune acum vreo trei ani. În felul acesta s-a produs un fenomen foarte clar de schimbarea opticii, de altă abordare, de alte argumente științifice. S-a realizat un dosar în care s-au strâns toate argumentele astronomice, de ordin fizic, optic, electromagnetic și așa mai departe. Și în cadrul congresului, Astronomilor de la Praga din 2006 s-a propus retrogradarea planetei Pluton. Ea a fost inclusă alături de Eris și Ceres printre planetele mici sau pitici, doar Eris fiind culmea, chiar mai mare decât Pluton și a fost și el retrogradat. Atunci s-a comentat în ziarul New York Times în felul următor, s-a și titrat ca atare, Triumf al științei asupra sentimentului. S-a vorbit chiar de o nostalgie după Pluton, pentru că unii oameni au fost nemulțumiți, țineau cu el și le-a părut rău că și-a pierdut acest statut de planetă mică. La un moment dat a fost și discuția dacă să fie catalogat drept asteroid, dar nu întrunea condițiile științifice pentru a fi înțeles, acceptat ca asteroid. Și oricum nu în zona în care se afla el existau asteroizi. Atât de supărați au fost prin 2006-2007 unii de această retrogradare, încât s-au dus și au demonstrat în fața Institutului Smithsonian din Washington cu bancarde pe care scria, ne vei lipsi, ai fost în inima mea, ai fost nedreptățit, pe vremea mea Pluton era planetă. Această mică planetă, alcătuită din munții de gheață și câmpii de azot, are în centrul ei, în urma ultimelor cercetări și descoperiri, o formațiune denumită câmpie, luminoasă, de forma inimii. Asta ca un fel de răzbunare târzie, un fenomen care nu are altă semnificație decât una optică. La ora actuală, din punct de vedere astronomic, nu vorbim despre o planetă în mod oficial, ci vorbim despre o planetă mică sau un planetoid sau o planetă pitică, cu foarte puține calități. Astrologii nu au fost foarte impresionați de ceea ce s-a întâmplat din punct de vedere astronomic, și așa cum vă spuneam adineauri, unii continuă să lucreze cu ea, să o ia în calcul, alții continuă să o ignore. Și, în sfârșit, există și a treia categorie, care, din când în când, atunci când au impresia că este ceva important și relevant și semnificativ, cine știe ce conjuncție sau eveniment, o invocă în câteva cuvinte alese cu multă rigoare. Poate că și noi ar trebui să ne reformulăm adresarea către ea și să-i spunem planetuță sau planetică sau planetoid. Cred că cel mai corect este dincolo de gluma de adineuri făcută de mine să ne adresăm cu noțiunea care este corectă din punct de vedere științific de corp ceresc. În ce măsură acest mic corp ceresc aflat la marginea sistemului solar cu o mișcare de revoluție de 248 de ani este într-adevăr atât de puternică, de eficientă și uneori prin exagerări îi se dă o tendință monumentală, uriașă, ca și cum ar fi peste Neptun, peste Uranus, peste Saturn, peste Soare. Nu mai e decât Pluton. Din acest punct de vedere e bine să nu ne pierdem capul, e bine să păstrăm măsura, e bine să nu facem din tranzitul acestei planete trecător de doar două luni învărsător, ceva ce, iată, nu s-a petrecut. Toate fenomenele anticipate n-au avut loc. Eu v-am spus că Lucruri grave nu se întâmplă. A, sunt niște semnale, sunt niște avertismente, sunt niște impulsuri, sunt niște mici mecanisme de gândire care se modifică pe fondul acestor influențe, care nu trebuie ignorate, nu trebuie neglijate, nu trebuie minimalizate, nu trebuie ironizate. Dar va fixa la. 0 grade și niște minute locul în care s-a plasat în acest moment în tranzit, niște repere care vor fi reluate și ele țin de transformare. Prin urmare, să-l privim cu ceva mai multă înțelepciune, faptul că i s-a dat numele de Pluto de către o fetiță și de aici s-a ajuns la o întreagă mitologie negativistă și catastrofică, e mult. E cam mult. Eu pledez pentru măsură. De altă parte, trebuie să o tratăm și ca pe o necunoscută. Ea este plină de surprize și cu siguranță că ceea ce facem noi acum, recursul la trecut, la perioada de acum 250-230 de ani, nu este decât o cercetare, să-i spunem, istorică pe baza unor documente care sunt golite de foarte multe elemente de viața însăși. În ultima parte a acestei prezentări generale, trebuie să ne continuăm discuția despre zodia taurului. Am să mă opresc asupra planetei Venus, guvernatorul zodiei taur. Așadar, vorbim de analogii venusiene cu zodia taurului, ceea ce o particularizează, o individualizează. Se află, deci, în domiciliu, deși este vorba de zodia taurului care sunt de pământ, natura elementară este apa. Categoria astrală feminină, semnificația generală pasivitate, sentimentalitate sau sentimente, senzualitate, armonie, sensibilitate. Funcțiile organice sunt de asimilare și lentoare, dar și funcțiile extraumane, adică manifestate în afara condiției umane, în aer liber, în mediu mineral, biologic, vegetal sau ca fenomene cosmice, asimilare și lentoare favorizează viața de cuplu, preocupările artistice, tot ceea ce ține de așa numitul frumos, de estetică. Modă, eleganță, rafinament, gust, plăcere. Dintr-o altă perspectivă, caută, cultivă și prețuiește luxul, risipa de bani, confortul și spectacolele în sine ca formă de manifestare dedicată satisfacțiilor, afinități cu vârsta tânără dizarmonii cu semnele de foc și planetele de acțiune bruscă. Riscul pe care îl aduce atenție este unul care s-ar putea să vă mire aventura, desfrânarea și excesul, mai ales dacă este în joc, o poveste de dragoste, o atracție fizică sau ceea ce se cheamă cu de fudră, adică un atașament brusc între două persoane care nu știu cât se iubesc sufletește, dar se doresc trupește. Planeta Venus creează niște avantaje, mai ales dacă este în zodia Taurului, prin plus de frumusețe fizică, talent artistic, calm interior, maniere elegante, armonie exterioară, dorință de cooperare și plăcere în a risipi contradicțiile prin surâs, prin bunăvoință, și prin disponibilitate spre înțelegere interumană. Tendințele psihice sau interioare țin de un anume fel de a se lăsa purtați de val, mai ales dacă este vorba de un val de plăcere, de o provocare, de o invitație, de o ofertă, de o tentație irezistibilă. Incapacitatea de a reacționa ferm, dependența de una sau mai multe persoane, ceea ce se cheamă a avea interes la o persoană, de a se ocupa de propria persoană exterioară și mai puțin de cultivarea spiritului. Activități legate de pictură, modă, muzică, decorațiuni interioare, scenografie, design, grafică, publicitar într-un registru modern, cultivarea pământului, horticultură, grădinărit, sere, livezi, administrare de bunuri imobiliare. Apropo de finanțe și administrare de bunuri, planeta Venus este interesată doar de o ipostasă și anume câștigul. A obține, a avea în vederea cheltuirii, folosirii, a beneficiului, nu în ideea economiei. Din această perspectivă este o postură a risipirii. Mai atrage pericolul sau riscul de a fi manevrați, exploatați, de a nu-și valorifica integral o serie de capacități și de a fi interesați prea mult de bani și de proprietăți, lucru pe care l-am spus adineaur, lucru pe care l-am mai spus și acum două săptămâni în cadrul rubricii destinate analizei financiare, când am vorbit despre specificul momentului ca stând sub semnul patronajului Zodiei Taur. Cei care doresc să-și completeze acest tablou general se pot întoarce către analiza dedicată banilor și acolo vor vedea mai pe larg niște tendințe cu privire la tot ceea ce înseamnă a munci, a câștiga, a economisi, a investi, a vinde, a cumpăra, a exploata, a produce, a avea, a păstra, a moșteni, a străina, a se judeca, a prețui și a a trăi în armonie și fericire cu aceste bunuri